cei care s-au născut în zodia gemenilor vor avea între 30 martie și 1 aprilie după amiază posibilitatea de a afla sau de a asista la împrejurări ciudate care vor avea un ecou profund în sufletul lor. Conștiința lor va fi marcată de un context care nu este nici de neglijat și care privește sau lovește chiar direct într-un principiu de bază al structurii lor, al construcțiilor interioare, ceva care le destabilizează încrederea într-o persoană, într-o instituție, într-o idee, într-un proiect, într-un grup de interese, sau care pune într-o lumină cu totul nouă chiar opțiunea geamănului de cu ceva vreme în urmă. Un astfel de personaj poate să aibă acum un soi de revelație, să-și dea seama că a greșit. Sau să-și dea seama că, între timp, lucrurile s-au deteriorat. El nu a fost foarte atent și că acum se atinge un punct critic, atât de critic încât el trebuie foarte repede să se gândească ce face. Mai rămâne alături de acea idee, acel om. Mai lucrează în acea instituție. Se mai implică trup și suflet în susținerea unei cauze sau face stânga împrejur și le spune acelora adio și își vede de viață. Ori încearcă, dacă se poate, să reformuleze întreaga lui relație. Se explice, să ceară, să precizeze, să notifice ce vrea el, ce poate el de acum încolo, ce în stare să facă pe mai departe și ce nu acceptă să-i se impună sau ce limite i s-ar trasa. Această reașezare într-un grup de interese este importantă, este necesară. Teoretic nici nu cred că pot să o evite sau să o ignore. A doua ipostază ține de șocul pe care îl vor avea pe fondul unor informații sau revelații care îi conturează o perspectivă. Ideea că dacă o ține tot așa, sigur n-ajunge la succes, sigur nu-și va atinge scopul, sigur se va îndrepta spre niște complicații pe care nu le dorește. Și atunci este vorba de scop în viață. Și atunci lucrurile se dau peste cap și dacă în această analiză mai mult sau mai puțin profundă și obiectivă, el ajunge la concluzia că trebuie să plece din țară, pleacă. Dacă ajunge la concluzia că trebuie să-și dea demisia, și-o va da. Dacă ajunge la concluzia că acest tip de studiu, studiile superioare pe care, să zicem, le urmează, nu îi dau satisfacție, nu îl motivează și nu-i vor permite o evoluție așa cum își dorește el, le va abandona. Sigur, Va în calcul că sunt niște am pierduți, că este o investiție și afectivă și mentală și sufletească și morală, își va asuma pierderea, dar își va asuma și obligația ca față de propriul lui destin să fie coerent și puternic. E un moment interesant, să zicem, și al ambiției. Pe acest fundal intervine un factor în plus, aș zice că are un rol covârșitor pentru cei născuți în Gemeni, pentru că este vorba de Marte. Această planetă în ziua de 31 martie va intra în zodia Gemenilor, în semnul lor natal, în casa întâi și va începe să lucreze în avantajul lor, dându-le foarte multă energie, vigoare, limpezindu-i și radicalizându-i scoțându-i din ambiguitate și din complicitate sau din comoditate. Dacă până acum le-a fost ușor să trăiască așa, s-au bucurat de un nume confort pentru că aveau liniște și nu îi bătea nimeni la cap, acum vor trebui să iasă din această stare de confort și să-și asume risc greu, oboseală sacrificii. De aceea spuneam că și radicalizează, dar și împinge. Apoi, Marte le va da acestor nativi un soi de foc la inimă. Unii se vor înfuria, se vor enerva pe ei, pe soartă, pe familie, pe director, pe parlament, pe ce pot ei, pe ce găsesc ei vinovat în acest moment. Nu neapărat că ar căuta un țapis spășitor, dar, în funcție de vârstă și plasament socioprofesional, unii chiar pot să intre în contradicție majoră cu niște instanțe care creează situații defavorabile existenței lui. Una cotidiană, una într-un plan superior, bănească, profesională, morală, etc. Fiecare își propune ceva și vede că nu prea iese. Acest Marte va ședea până pe 16 mai și le va da foarte multe impulsuri eu le consider sau le anticipez în principal constructive, necesare, bune, de care trebuie să țină seama. Sigur că nu trebuie să se grăbească și să comită greșeli, nici să tergiverseze așa și să prelungească momentul deciziei finale până când trece și Marte din geme, întreg toate oportunitățile și rămâne în același context nerezolvat. Așadar, momentul trebuie înțeles, analizat, identificat. Dacă nu înțeleg să întrebe, dacă nu pot să ceară ajutor, pentru că sigur vor primi. Între 1 aprilie după amiaza și 4 aprilie dimineața, moment bun, plăcut, frumos, el presupune o ipostază agreabilă legată de felul în care ei se afirmă, valoarea lor reală este recunoscută ei reușesc să ducă la bun sfârșit o formă de activitate într-un plan public, social, profesional. Nu prea este momentul șefilor. Este însă momentul executanților remarcabili sau a celor care lucrează pe cont propriu. Nu mă refer neapărat la gazetării în postura de freelancer, mă gândesc la cei care au și alte activități sau tipul de manifestare al personalităților presupune un prim plan, cum ar fi un actor, un cântăreț, un interpret, o vedetă, cum ar fi un scriitor, să zicem la limite evident, și ziarist. Este momentul celor care au legătură cu publicul, se exprimă sau exprima și până acum, sunt prețuiți, judecați, puși în valoare. Micul benefic este de partea lor și cheamă succesul, aplauzele, cronicile bune, laudele, simpatia. Așa încât momentul poate să vină de la sine ca un context um, mulțumitor, ca un soi de baie bună, caldă, plăcută, relaxantă, metaforic vorbind, o baie de. Spiritualitate sau o baie de emotivitate să se cufunde în aceste valuri ale relațiilor interumane. Alteori poate să fie vorba doar de o ușă deschisă care să le permită un avantaj în carieră. Între 4 aprilie dimineața și 5 aprilie, moment dinamic în relațiile cu prietenii, unii s-ar putea să fie foarte insistenți să-i solicite pe cei născuți în zodia gemenilor toată ziua. Să-i cam exploateze, cu alte cuvinte. Sigur că până la un punct și gemenii se cam lasă exploatați, alteori le face plăcere, ego-ul lor este gândila de faptul că, iată, fără mine nu se poate, sună toată lumea după mine. Toți au nevoie de mine. Iar el, generos, se implică, face bine, îi ajută, îi susține, bun. E o formă de a menține niște relații sociale, este o formă și de a se concretiza o relație de prietenie dar până la un punct care dacă este depășit din partea celor e exagerare, e abuz sau lipsă de obraz, iar de partea cealaltă a geamănului este risipire de sine. Undeva o limită, o linie de demarcație trebuie trasată. Aceea în principal nu trebuie depășită, că înseamnă agresarea omului. Îi iei timpul, îi iei somnul, îi iei puterea de muncă, îi pui, pui răbdarea la încercare ca să-ți meargă ție bine și să te ajute. Aici este de discutat, iar geamănul cred că este primul care trebuie să pună piciorul în prag și cu delicatețe, cu politețe, trebuie să explice până unde se poate el implica, până unde poate el să răspundă cu onestitate unei solicitări și ce este de la un moment dat încolo inutil, deplasat, deranjant sau jignitor. Acum lucrurile nu sunt chiar atât de confortabile cum le-am conturat eu, pentru că pe 5 aprilie în acest sector se va produce faza de lună nouă, ceea ce îi va pune pe cei născuți în gemeni într-o stare pe care eu aș denumi-o de surescitare. Vor fi irascibili, enervați și gata, gata se explodeze. Ba chiar unii vor și spune sau alte persoane vor auzi un geam spunând, eu nu mai suport. Eu explodez, mor dacă nu-i zic ceva. Trebuie să-i să dau o replică. Această stare de clocot interior, de, de iminență, de debordare, de dezlănțuire în argumente și afirmații către o persoană sau un grup este un uh, tip de a intra pe un culoar astral foarte solicitant. E greu de spus și de ținut omul uh, de acasă, de mânecă. Nu te duce și nu îi spune că nu vreau eu. N-are cum. Acela e o ființă socială și dacă ajunge la locul de muncă sau într-un spațiu în care interacționează cu tot felul de persoane și acolo se petrec evenimente care îi privesc direct, trebuie să reacționeze, că nu o să stea tot timpul uh, cuplat la interdicțiile pe care le rostește cineva chiar de bună credință, mamă, tată, soț, fiu sau chiar astrolog. Noi identificăm contextul și. Uh, indicăm niște parametri. De aici mai departe fiecare geamăn face cum crede de cuvință și cum îl mână intuiția. Eu însă presupun că intuiție vor avea. Mă atrag atenția asupra faptului că în aceste zile pe care le analizăm încă nu se conturează un aspect care însă va deveni cam de acum în 10 zile predominant. Și care va fi foarte important și pentru care trebuie să fie pregătiți de pe acum, să nu ia prin surprindere, pentru că este vorba de opoziția care nu se face chiar tot timpul între Marte și Jupiter. Pe fond, ținând cont că Jupiter este însăgetător odată la 12 ani, o întâlnire între Jupiter, în Săgetător și Marte în Gemeni, logic nu se poate întâmpla decât odată la 12 ani. Așadar, este o întâmplare, o ipostază astrală cu un grad de incidență mai rar. Socotind la o existență de 60 de ani, această opoziție Marte-Jupiter nu se petrece decât de 5 ori. Și sigur că în primii ani de viață este mai puțin vizibilă sau. Evident, mai puțin activă, mai puțin eficientă. Vorbim de persoane tinere, mature, persoane chiar mai în vârstă, care vor avea în următoarea săptămână deja mesaje de la ceea ce va fi, presimțiri, avertismente, un soi de pavan premieră va privi casa. Relațiilor parteneriale, inclusiv cele conjugale, căsătorie, divorț, partaj, contracte, semnături, dușmani, procese, negocieri, afaceri, vedeți și noastre pe unde vă plasați. Atunci să știți, însă, că momentul nu va fi deloc ușor. Pregătiți-vă sufletește. Pregătiți-vă și existențial. Pregătiți-vă și pe interior. Vedeți ce e de rezolvat să vă găsească acest moment. Mai liniștiți, mai raționali, mai atenți și mai predispuși să luați act de toate evenimentele pe care le va declanșa această combinație. Dacă știți încotro privește, poate că unii deja știu și vor spune, aha, sigur, acolo, de acolo mi se va atrage ceva, acolo se va întâmpla ceva, luați în calcul mai multe variante: planul A, planul B, planul C. În felul acesta, pe baza avertismentului pe care vi-l dau, impactul opoziției Marte-Jupiter care se va petrece va fi mai puțin costisitor și mai puțin riscant.